Un frate l-a întrebat pe un bătrân oarecare zicând: spune-mi mie, părinte, ce voi face? Că dorește sufletul meu lacrimi și nu am, că mi este inima foarte împietrită pentru umilință. Deși citesc viețile sfinților părinți și le aud, și nici de cum nu mi pot umili inima, și foarte scârbit e sufletul meu de aceasta. Bătrânul i-a răspuns: fiii lui Israel, după 40 de ani au intrat în pământul făgăduinței, în care, dacă au intrat, nu s-au mai temut de războaie. Așa și nouă ne-a poruncit Dumnezeu, să ne mâhnim și să ne scârbim pentru mântuirea noastră. Căci scris este: cu multe scârbe ni se cade să intrăm într-o împărăție a lui Dumnezeu, iar fără să rabde cineva scârbe, nu va putea intra în pământul făgăduinței. Ascultă, fiule, să-ți spun o istorie a unui tânăr. Era un tânăr care, dorind viață călugărească, a mers la muntele Nitriei și acolo s-a făcut călugăr. Și era chilia lui aproape de chilia unui alt frate, pe care îl auzea în toate zilele plângându-și cu mare tânguire și lacrimi păcatele sale. Iar inima lui era împietrită și nu-i venea lui umilință și lacrimi ca să poată și el plânge. Deci se mustra pe sine zicând: nu vrei, ticăloase, să plângi și să verși lacrimi pentru păcatele tale acum, până ai vreme și ești fără simțire și nebăgător de seamă? Să știi că dacă nu vrei să plângi, eu te voi face și te voi învăța să plângi. Și avea o funie tare, împletită, și luând acea funie se dezbrăca de haine și își bătea cu funia spatele gol, până când i se rănea foarte trupul lui și nu mai putea suferi, și atunci începea să plângă. Iar acel frate, care era aproape de dânsul cu chilia, luând seama ce face și văzându-l de multe ori făcând așa, bătându-se și însuși muncindu-se, se minuna foarte și a început a se ruga lui Dumnezeu ca să-i arate lui dacă este plăcut lui Dumnezeu lucrul acelui frate care se bate el însuși și se muncește așa. Și i-a arătat lui Dumnezeu. Într-o noapte, în vis, l-a văzut fiind în ceata mucenicilor, purtând cunună mucenicească pe cap, și îl arăta lui cineva cu degetul, zicând: vezi, iată mucenicul cel bun, care rabdă pentru Hristos. Acesta, împreună cu mucenicii, fiind primit, s-a încununat: așa și tu, fiule, silește-te pentru Hristos să pătimești și să rabzi toate scârbele ce ți se vor întâmpla. Și așa, nu numai umilința și lacrimile pe care le dorești ți le va da Dumnezeu, ci și cunună mucenicească îți va dărui.